Flacăra Halmăjd a câștigat duminică ediția a 17-a a Cupei AJF la fotbal în sală după ce a învins în finala competiției cu scorul de 2-1 pe Unirea Mirșid, câștigătoarea ediției precedente. Asociația Județeană de Fotbal Sălaj a organizat la finalul săptămânii trecute, în zilele de sâmbătă și duminică, faza finală a celei de-a 17-a ediții a Cupei AJF la fotbal în sală. Sâmbătă, în faza grupelor, competiția a fost găzduită de sala de sport din Valcău de Jos, iar duminică de sala de sport a Liceului Sportiv Avram Iancu din Zalău. Cele 10 echipe ajunse în fazele superioare ale competiției au fost repartizate în două grupe. ASE Chiejd, Cetatea Buciuni, CS Hida, Flacăra Halmăjd și Frăția Măieriște s-au duelat între ele în cadrul grupei A, în timp ce Gloria Ban, Olimpic Bocșa, Recolta Agrij, Silvania Cehusilvaniei și Unirea Mirșid s-au luptat pentru calificarea în faza semifinală în grupa B. După o zi plină de fotbal cu meciuri care mai de care, mai frumoase și spectaculoase, în semifinalele Cupei AJF s-au calificat Cetatea Buciuni, surpriza plăcută a competiției, Flacăra Halmăjd, Olimpic Bocșa și Unirea Mirșid. În primul joc disputat duminică la Zalău, Unirea Mirșid a făcut pasul în ultimul act al competiției după ce a trecut cu scorul de 4-1 de Cetatea Buciuni, singura echipă din Liga a 5-a Sălaj ajunsă în faza finală a competiției. În cea de-a doua semifinală, Flacăra Halmăjd a învins cu 3-1 pe Olimpic Bocșa și s-a alăturat echipei din Mirșid în marea finală. Duelul pentru locul 3 din Cetatea Buciuni și Olimpic Bocșa a fost extrem de echilibrat. La finalul timpului regulamentar de joc, scorul a fost egal, 3-3, astfel că echipa câștigătoare s-a desemnat după executarea loviturilor de departajare, unde echipa mai norocoasă a fost cea din Bocșa, câștigătoare cu scorul de 2-1. Flacăra Halmăjd și Unirea Mirșid au oferit publicului spectator un spectacol fotbalistic de calitate în marea finală. Duelul dintre cele două formații a fost extrem de echilibrat. Tudor Ulmeanu a deschis scorul și a punctat pentru 1-0. Bucuria echipei din Halmăjd a durat numai un minut. Imediat după reluare, Mihai Bode a restabilit egalitatea și se părea că echipa din Mirșid este capabilă să câștige pentru al doilea an consecutiv Cupa AJF. Adrian Dregan a stricat planurile echipei din Mirșid și a dus din nou echipa din Halmăjd în avantaj, iar până la finalul partidei, tabela a rămas neschimbată, în ciuda atacurilor echipei din Mirșid și Flacăra Halmăjd a intrat în posesia Cupei AJF. A fost o ediție într-un totul specială datorită faptului că au participat cel mai mare număr de echipe din istoria Cupei AJF. A fost a 17-a ediție, deci de 17 ani consecutiv se organizează această cupă. Pe an ce trece a devenit mai dinamică și mai, cum să zic eu, un fel de emulație în rândul comunităților sătești și nu numai, deci în rândul comunităților din județul Sălaj. În acest an, participarea record de 23 de echipe a făcut ca să schimbăm puțin, nu regulamentul, ci formula de organizare și ne-am apropiat mai mult de a folosi și locațiile de sport, sălile de sport din mediul sătesc și am organizat turneu preliminar, ca să zic așa, faze preliminare, cele de la Hida, Valcău, Chiejd și Măieriște. Am folosit cu aceasta sălile de sport, ne-am apropiat și de comunitățile locale prin organizarea acestei faze. Acum am fost la faza finală, ieri la Valcău, în 20-a 2-a 2016, sâmbătă, a fost faza semifinalelor, în care s-au stabilit cele patru echipe calificate. Datorită faptului că a fost o ediție, vă spun, foarte disputată, au ajuns echipele care au știut mai mult să-și drămălească propriile lor eforturi. Deci, folosind tehnica, folosind specificul, ca să spun așa, limbajul fotbalistic, folosind toate materialele din dotare, echipele care și-au amenajat mai mult forțele și au putut și jucători valizi, pentru că știți că sunt mai multe campionate în Sălaj, și de sală, și pe sintetic, și așa mai departe, și datorită acestui fapt, mulți jucători au evoluat, poate nu la capacitate, dar au asigurat un spectacol fotbalistic și au promovat fotbalul în final. A fost o ediție foarte interesantă, chiar vreau să felicit echipele participante, un număr de 23 de echipe. Dacă anul trecut am avut vreo 9 sau 10 echipe, anul ăsta echipele au fost dornice, fiindcă campionatul începe la sfârșitul lui martie, normal că au vrut să joace. Încă o dată felicitări consiliilor locale și domnilor primari care susțin această activitate. Fotbalul sălăjan, eu zic că intră în progres. Am văzut foarte multe jocuri, sunt jucători care pot face oricând față nivelului Ligii a 3-a și eu
sunt convins că de aici mulți jucători vor face splash-ul spre echipele superioare. A fost o finală foarte bună cu faze la ambele porți. Sigur că nu întotdeauna poate cel mai bun câștigă, dar eu zic că jocul a fost echilibrat și dacă Halmășdu a câștigat, înseamnă că a meritat victoria. Campionatul este foarte strâns, ținând în cont că 5 echipe, 6 se bat pentru locul 1. Eu aș fi foarte bucuros ca echipa care va câștiga să poată să meargă mai departe, să ne bucurăm că avem o echipă în Liga 3-a, fiindcă fotbalul sălăjan are nevoie de echipe, are nevoie de un proiect foarte bun ca acești jucători care antrenorii antrenează să facă pasul spre eșaloanele superioare. La finalul competiției, cele 4 semifinaliste au primit din partea organizatorilor mingi, trofee și diplome. Echipa câștigătoare, Flacăra Halmășd, a fost recompensată cu trofeul Cupa AJF, 5 mingi și diplomă, în timp ce Unirea Mirșid, pierzătoarea din marea finală, a primit 3 mingi, un trofeu și o diplomă. Olimpic Bocșa, câștigătoarea din finala mică, a primit la rândul său 2 mingi, un trofeu și diplomă, în timp ce, surpriza plăcută a competiției, echipa Cetatea Buciuni a primit o minge și diplomă.